Recitesc versetul 14. Pilat le-a zis, Mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care ațâță norodul la răscoală. Și iată că, după ce l-am cercetat cu deamăruntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părăți. Vă rog să vă reașezați. Spuneau și frații antevorbitori atât fratele Caleb cât și fratele Pavel. Și cumva fratele Caleb sublinea că în procesul acesta de condamnare a Domnului Iisus Hristos a fost și -o puțin o nedreptate, dacă nu mai multe. Așa este privit din perspectiva umană și chiar din perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că Domnul trăgea ca un semnal de alarmă în Exod, în capitolul 23, versetul 7. Și la un dat cuvântul Domnului spunea așa. Ferește-te de o învinuire nedreaptă. M-aș putea opri aici? Și v-aș putea provoca în această zi când stăm la masa Domnului și când suntem chemați să privim nu la alții, la noi, la interiorul nostru, la vorbele noastre, la atitudine noastre și m-aș putea întreba de eu și dumneavoastră de câte ori neatenți am adus învinuiri nedrepte. Nu am avut informații suficiente, ne-am asociat cu alții și cu alte gânduri, cu alții și cu alte interese și am adus probabil învinuiri nedrepte. Ferește-te de o învinuire ne nedreaptă, să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept. Și în această zi, așa cum știm cu toții, privind la pasajul acesta, privim exact la contrariul poruncii pe care o dă Dumnezeu. Să nu omori pe cel vinovat, pe cel nevinovat, ci să-l omor pe cel vinovat. Dar pe cel nevinovat și pe cel drept, să nu-l condamn. Și tocmai gândul acesta mi l-a pus și mie Domnul pe inimă, din pasajul acesta, să transmit acest mesaj. Nevinovatul condamnat la moarte și vinovații liberi. Nevinovatul condamnat la moarte și vinovații liberi. În primul rând vreau să spun, nevinovatul condamnat la moarte, nu datorită unei erori judiciare, ci datorită unui plan pe care Dumnezeu l-a făcut la înălțime, l-a făcut în suveranitatea Lui. Măriți să fie Domnul! Încă din vremea lui Isaia, și probabil și mai înainte, dar Isaia sublinează în capitolul 53, în pasajul pe care îl citim de multe ori la cina Domnului, și acolo Biblia spune că nu-i vorba de o eroare judiciară. N-a fost o greșeală. Citim mereu și auzim despre oameni care au stat ani de ani, de, ani de ani și zeci de ani în pușcărie. În America am citit în ultima perioadă, se pare că mai multe erori judiciare au fost. Și au stat oamenii foarte mulți ani în pușcărie. Numai că statul american, deosebit de alte zone, face despăgubiri. Și mă gândeam, mă, dacă o stat 20 de ani în pușcărie și primește nu știu câte milioane de dolari, dacă fi fost 20 de ani în libertate, n-ar fi adunat sumele acestea. Dar ce a însemnat pușcăria, ce înseamnă repercursiunile unei perioade de detenție de 20 de ani sau peste 20 de ani, lucrul acesta nu mai poate contabilizat nimeni, măsura nimeni. Lucrul acesta, tot ce înseamnă stres, neliniște, nopți de dormite și frământare și contextul acela al bușcăriei este diferit. Nu-l poate nimeni plăti. Dar aici nu vorbim despre o eroare judiciară, oameni buni, ci vorbim despre un plan pe care Dumnezeu, suveranul, l-a făcut în înălțime, în înțelepciunea Lui. Și spunea Isaia, și citesc capitolul versetul 6, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui și priviți, vă rog, dar Domnul a făcut. Nu oamenii au făcut. Eu au fost un instrument în mâna lui Dumnezeu. Contextul a fost un instrument în mâna lui Dumnezeu. Nevinovatul Iisus Hristos a murit oameni buni, și a fost condamnat la moarte nu datorită unor, unor erori judiciare. Nu datorită unor porniri necontrolate a, ale, ale oamenilor, ci datorită unui plan divin, datorită gândirii lui Dumnezeu. Următorul verset, versetul 10, tot din Isaia 53 spune. Domnul a găsit cu cale. Domnul a găsit cu cale. Să zdrobească prin suferință. Asta a fost planul incontestabil al lui Dumnezeu. Aceasta a fost gândirea lui Dumnezeu. Aceasta a fost ceea ce Dumnezeu a gândit în suveranitatea lui. Versetul 12 din Isaia 53. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Și priviți, vă rog, ce spune. Pentru că... Pentru că s-a dat pe sine la moarte. Pentru că a acceptat ca să fie omorât. Pentru că a acceptat să fie sacrificat. Pentru că a acceptat să sufere. Și Domnul le spunea, eu nu, eu nu îmi dau viața că mi se ia, mi-o dau că accept. Eu pot să-mi dau viața și să-mi iau înapoi. Eu lucrul acesta îl fac datorită une, unei, accepțiuni, datorită unui, unui pas deliberat. Nu, Hristos n-a fost omorât, oameni buni, pentru că oamenii au putut ei să-L omoare. Și Domnul a și spus la un moment dat lui Petru, care a tăiat urechea lui Malhu, a spus, aș putea să-l rog pe tata să-mi trimită? Să-mi trimită? 12 legiuni de îngeri. Păi ce să facă 12 legiuni de îngeri dacă pe vremea lui Isaia un singur înger omoară 185.000 de oameni? 12 legiuni de îngeri să mă apere. Dar eu am acceptat lucrul acesta. Dar acesta l-am făcut deliberat. Este un moment în care eu, nevinovatul, accept să mor pentru vinovați. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, era deja amintit aici, în dimineața aceasta. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi. Fiul său care era nevinovat, Fiul său care n-a avut păcat, fiul său care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar care a trăit fără păcat, singurul în lumea noastră care a trăit în această stare spirituală. Și să spunem din toate mai lăudați să fie Domnul Isus. Lăudați să fie Domnul Isus. A acceptat ca să fie făcut păcat pentru noi. Să fie păcat, în, fie păcat în locul nostru. Vă puteți da seama cât de greu ne este nouă să acceptăm o, o vinovăție care nu e a noastră. Și cei mai mulți oameni care, care contestă anumite măsuri, le, le contestă atunci nevinovății. nu sunt vinovați. și vreau să demonstrez asta. Și tribunalele sunt pline de oameni care vreau să demonstreze că sunt nevinovați. Și sunt oameni plătiți care să te ajute să demonstreze, să demonstrezi că ești nevinovat. Și dacă reacționăm mereu așa vehement și suntem supărați, și nu ne putem ierta. Și nu-i putem ierta nici pe frați. Uneori, este că am fost condamnați nevinovați. Dom'le, dacă ești vinovat, mai e cum Da, Dar nevinovat. Acesta a fost standardul Domnului Isus Hristos. Și el a acceptat planul stabilit în înălțime, planul stabilit al Tatălui, ca El. Nevinovatul să moară pentru vinovați. Măriți să fie Isus. Măriți să fie Domnul Isus. Și Filipeni, capitolul 2, nu pot să nu amintesc și versetul acesta, două versetele 6 și 7, spun, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. N-a hotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și versetul 7, ci n-a fost dezbrăcat. S-a dezbrăcat. N-a fost silit, A acceptat. S-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Toate acestea le-a făcut pentru că Domnul Isus a acceptat lucrul acesta și spunem în această zi, încă o dată, lăudat să fie Domnul Isus. Sunteți bucuroși pentru ceea ce a acceptat Domnul? Sunteți bucuroși? putem să acceptăm și noi, măcar din când în când, ce a acceptat Domnul pentru noi. Poți să accepti și tu o cară pe nedrept? Poți? Poți să accepti și tu vorbe grele la adresa ta, a slujirii tale, a familiei tale, pe nedrept? Poți? Poți să nu te răzbuni? Poți să nu scrii înapoi? Poți să ierți? Poți să acoperi? Poți să semeni cu Domnul Isus? Dumnezeu să ne ajute. Frații și surori, suntem mari specialiști în ale cunoașterii. Suntem mulți dintre noi, împreună cu mine, coligenți la practică știm foarte multe lucruri, ascultăm și avem de unde foarte multe exprimări extraordinare, plecăm de la întâlniri fascinanți de expresii și cuvinte înălțătoare, dar nu ne mai ducem nimic aminte din tot ceea ce s-a spus și când este vorba de a pune în practică aproape că nu mai știm ce este de făcut. Să ne cerceteze Dumnezeu. Astăzi și fratele Gagea și ceilalți frați și cântările ne-au îndemnat parcă spre iertare, spre îngăduință și spre acceptare. Nu să fie o justiție, ci să fie un act deliberat. Vrem să ne iertăm din toată inima. Și fratele Claudiu a zis, eu deja știu ce am de făcut astăzi. Și probabil mulți dintre noi știm ce avem de făcut și trebuie să facem chiar astăzi și spunem, Doamne ajută-ne la aceasta nevinovatul condamnat la moarte, în al doilea rând vreau să spun, pentru că vinovații erau în imposibilitatea să se salveze și doar nevinovatul era singura soluție pentru ei. Singura soluție. Nu sunt soluții, oameni buni, nu sunt variante. Nu sunt posibilități de a ne scăpa de apăsare, de neputință și de tot ceea ce înseamnă păcat și tot ceea ce înseamnă frământare. Nu sunt soluții, nu sunt variante. Oamenii caută variante și se caută variante și la Sfânta Paraschiva și la Sfântul Maria și la Sfântul Cutare și la Sfântul Ion și Anton și câți ori fie sfinții. Și toți aceștia nu sunt soluții. Noi nu avem soluții. Și psalmistul în psalmul 49, și el transmitea mesajul acesta, înțelegând imposibilitatea și spunea în versetul 78, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării lor. Și versetul 8 continuă și spune, răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată, că nu sunt posibilități că vor curge în continuare râuri de, de, de sânge, vor fi sacrificate multe animale, vor fi multe slujbe, multe slujiri, multe parastase, multe uh, formalități religioase și toate acestea n-au nicio putere. Și marele preot Caiafa a înțeles aspectul acesta și la un moment dat în discuția cu colegii lui, în spre asfințiile lor, din Ioan capitolul 18, versetul 14, a spus, este de folos să moară cât? Cât? Cât mijlocitori? Cât să răscumpărători? câte jerfe? Una. Este de folos să moară unul pentru tot norotul. De ce? Este singura soluție. Este singura posibilitate. Este singura variantă. Ioan are acea vede în extraordinar în Apocalipsa și în capitolul 5 vede o carte pe pe dinăuntru, pe din afară, pecetuită cu șapte peceți și se aude o mare strigăt, o întrebare. Cine este vrednic să deschidă cartea, să rupă pecețile? Și-am plâns mult, spune Ioan, pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și cineva la a atins de umăr și a spus, nu mai plânge s-a găsit cineva, s-a găsit unul, unul suficient, unul pentru totdeauna, unul care este singurul, slăvit să fie numele Lui. Unul despre care psalmistul spunea în psalmul 40, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta Dumnezeule, unul care a deschis cartea, unul care s-a deschis, s-a găsit vrednic, unul care făurea mântuirea mea și mântuirea voastră, unul care rupea legăturile trecutului, legăturile păcatului ale robiei, unul, Isus Hristos. Slăviți să fie numele Lui! Nu ne putem salva prin formalisme religioase. Nu ne putem salva prin apartenența de biserica pentecostală. Nu ne putem salva prin anumite forme și tradiții. Nu ne putem salva prin nimic. O singură soluție. Un singur nume. Iisus Hristos. Și suntem aici să-L proslăvim din toată inima. Și să spunem, să fie Iisus. Amin. Și Petru spunea, în prima sa scriere, în capitolul 1, versetul 18 și 19, că știți că nu cu lucruri peritoare cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de viețuire pe care ați de la părinții voștri, ci? Ci? Spuneți tare că aveți Cu sângele? Scump. Scump. Care nu poate fi estimat. O valoare inestimabilă. Sângele scump al lui Iisus Hristos. Mielul fără cusur și fără pată. Că nu le putem salva oamenii, că nu le-a putut salva. Nu s-au putut salva nici cei de atunci, nu se pot salva nici cei de acum. Și cât va ține lumea aceasta, nimeni nu va putea salva decât Isus Hristos. Slăvit să fie în numele Lui. Condamnatul, nevinovatul, condamnat la moarte. În al treilea rând. Pentru că motivul principal al acestei acțiuni a fost dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu. Mereu predicăm și ne și gândim care dintre noi am accepta să fie jerfit în modul acesta, un copil de-al nostru. Care dintre noi? Care din pământeni ar putea să facă așa ceva pentru oameni, ne pentru oameni vinovați, pentru oameni condamnați, pentru oameni fără perspectivă? Versetul pe bună dreptate, supranumit de aur al Bibliei, spune fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea în sensul nu păcat, ci omenirea. Pe mine, dumneavoastră. Atât de mult a iubit Dumnezeu condamnații că a dat pe singurul lui fiu ca să moară, ca să se fie sacrificat. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vă puteți imagina un Dumnezeu în cer, un Dumnezeu plin de putere, un Dumnezeu suveranul care ține Universul în mână, la care toate lucrurile sunt cu putință și toate sunt la îndemână, să-și vadă Fiul la cruce, la cruce, bătut, condamnat, plin de sânge. Și la un moment dat, parcă nu-i suficientă durerea, că Fiul nu mai rezistă. Și fiul strigă și el, la un moment dat, crucificat acolo, Eli, Eli, la Basabactani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că s-a simțit părăsit, pentru că s-a simțit abandonat, pentru că s-a simțit neajutorat fiului Dumnezeu pe cruce. Vă puteți imagina scena aceea și cum a reacționat tatăl care a fost nevoit să-și să întoarcă fața. A fost, fost nevoit să nu mai privească la fiul său. A fost nevoit să privească înspre mine, înspre voi, înspre o lume păcătoasă. Și să spună, îmi las fiul pe cruce să moară. În suferințele aceea și în agonia aceea de nedescris. Ca să-i salvez pe ei. 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 Ca ei să nu moară, și ei să fie mântuiții mei, ei să fie liberații, ei să fie cei care au perspectivă, ei care au viitor. De ce? Pentru că la baza acestei decizii stătea dragostea. Efeseni, capitolul 2, versetul 1. O erați morți în păcatele, în greșelile voastre? Când trăiați după mersul drumului acesteia, după Domnul Văzduhului, a, Lugului, a Duhului care lucrează cum în fiii ascultări. Între ei eram și noi. Când trăiam în poftele firii noastre pământești, făceam voi la firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mânie ca și ceilalți. Nu e special, n-ai fost special, n-am fost special. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru? Pentru ce? Pentru dragostea cea mare care ne-a iubit. Ce l-a motivat pe Dumnezeu? Dragostea. M-a iubit Dumnezeu. Te-a iubit Dumnezeu. Și continuă să te iubească. Și continuă să te îmbrățișeze în această zi. Și continuă să te învăluie în această zi cu dragostea Lui. Și toate sunt datorită dragostei Lui. Și în această zi spunem, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul care ne-a iubit și care continuă să ne iubească. și preotul și levitul erau slujitori ai altarului. Și v-am mai spus probabil, și am mai spus-o și cu alte ocazii, an de zile am predicat din pilda aceea și an de zile l-am condamnat și pe levit și pe preot. Și am spus, mă, ce slujitori, ce oameni. Să treci tu pe lângă nenorocitul ăla, să treci tu pe lângă amărâtul ăla care era în drum, care era aproape mort. Dar vreau să vă spun că nici levitul, nici preotul n-aveau cu ce să ajute. Pentru că singurul care poate să ajute este samariteanul. Slăvit să fie el. Slăvit să fie el. El nu-i din întâmplare. Ceilalți sunt din întâmplare. El este în călătorie, a fost în călătorie. Și El este prezent la Betania în această zi. El vine lângă tine în această zi. El se apropie de dumneata în această zi. Acolo unde nu vine nimeni, acolo nu se poate coborâ nimeni, pentru că nici nu accepți probabil. Acolo în singurătatea ta, în frământarea ta, în eșecurile tale, despre care nu vorbești. Eșecuri despre care nu spui. Crize spirituale despre care nu spui nimănui. Nu știe nici soțul, nici soția, nici cel de lângă tine, nici cea de lângă tine. Nu știe nici biserica, nici păstorul. N-au de unde să știe. Pentru că le știi masca, pentru că te știi cosmetiza, pentru că știi să te dai drept altul, pentru că știi să te formalizezi. Dar ascultă-mă, la Biblie spune, a venit în locul unde era El. Așa citesc, când a venit samaritanul acela, spune, spune versetul 33, un samaritan care era în călătorie, a venit în locul în care era El. Hristos nu vine la mod general, oameni buni, nu, El vine acolo unde ești tu. El te coboară acolo în situația în care ești tu. El se coboară în situația în condiția în care te afli. El acolo vine. El te cunoaște. El vede. El știe totul. Slăviți să fie numele Lui. Locul în care nimeni nu are acces. Locul în care nu vine nimeni. Frământarea pe care o ai și eșecurile interioare pe care le ai, pe care nu le știe nimeni. Le știe El. Lăudați să fie Domnul. Și am zis, să iau am 40. Eram în groapa pe era eram jos de tot, eram într-o zonă în care oamenii nu aveau acces, nimeni nu se cobora acolo și nimeni nu mă putea ajuta. Nici biserica, nici unii, nici alții, nici formalismele, unul singur, un Dumnezeu cu o mână puternică, un Dumnezeu care se coboară acolo, un Dumnezeu care mă întărește, care mă ridică, care îmi pune picioarele pe stinca, care mă întărește pașii, care îmi dă o cântare nouă, care îmi dă har și binecuvântare. Ăsta e Dumnezeu, ăsta e Isus Hristos. I s-a făcut? I s-a făcut? Milă. Pentru că inima lui Dumnezeu a fost mișcată de milă. Pentru că inima lui Dumnezeu a fost mișcată de dragoste. Pentru că inima lui Dumnezeu a fost mișcată de aceste sentimente. Și datorită acestor sentimente a ales Dumnezeu să facă ce a făcut pentru mine, pentru voi, pentru lumea întreagă. L-a pus pe Hanul, după ce a pus balsam pe răni, că l via la el, este pregătit într-o L-a pus pe asinul lui, l-a dus la Hanul de poposire și toată noaptea a îngrijit de el a vrut să se asigure că e în afară oricărui pericol. Și dimineața înainte să plece, l-a chemat pe Hangiu și a spus, am aici doi bănuți, plătesc eu pentru el. El, pe lângă faptul că e cu mâi, nici măcar nu poate plăti. Plătesc eu în locul lui. Ai grijă de el în continuare, să fie bine, să fie în viață. Și dacă mai cheltuiești ceva, va veni o zi când mă voi întoarce înapoi. Pune asta în socoteala mea. Eu plătesc totul. Oameni buni, pentru mântuirea noastră nu mai este nevoie de nicio plată, pentru că noi suntem mântuiți și acesta este darul lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi. Efeseni capitolul 2, versetul 8. Ce este? darul lui Dumnezeu. Și cântați azi dimineață și vorbeam azi dimineață, tot ce am e un dar venit din mâna ta. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Salvarea este darul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este darul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu. Bucuria mântuirii este darul lui Dumnezeu. Prezența Domnului în viața noastră și în biserică este darul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Și în ultimul rând vreau să spun nevinovatul condamnat la moarte pentru ca cei salvați prin vinovăția acceptată sau asumată se aparțină lui. Să devină proprietatea lui. Au murit oameni pentru națiuni. Avem nume, avem sărbători, avem statui, avem istorie de oameni care s-au sacrificat și au rămas în istorie. Dar toți aceștia au rămas doar un nume, o emblemă și au rămas doar o influență pentru o vreme. Iisus Hristos, vinovatul care a acceptat vinovăția, deși era nevinovat, el a murit cu scopul ca toți acei pentru care el moare să devină proprietatea lui. Să fie a lui pentru totdeauna. M-auziți? M-auziți bine? Hristos a murit pentru mine și pentru voi, ca noi să fim a lui ca noi să devenim a Lui. Eu nu mai sunt al meu. Noi nu suntem nu suntem mai noștri. Eu noi nu suntem aparținătorul unui sistem social sau politic, da, pentru o vreme, într-un anumit fel. Nici măcar a unui sistem religios. Noi suntem ai Lui. Tu ești al Lui. Tu aparții lui Isus Hristos. Hristos te-a câștigat, te-a plătit ca să fie a Lui. Slăvit să fie Domnul! și vrea pentru lucrul acesta dacă bine mi mi-amintesc în, în, în prima sa scriere în capitolul 2 undeva la versetul 12 și transmitea omului Dumnezeu mesajul acesta despre, despre ceea ce Dumnezeu a dorit și ceea ce Dumnezeu a vrut versetul 9 voi să sunteți o seminiție aleasă o preoție sfântă, un neam împărătesc un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui Uită-te în stânga ta la adunare, sus la balcon, în dreapta. Ne vede oameni care nu aparțin unei lumi, nici a unui sistem, nici măcar a unor manipulatori în domeniul politic sau în alt domeniu. Noi suntem ai Domnului. Noi aparținem lui Isus Hristos. Biserica este a lui Isus Hristos și cel care zidește biserica lui nu sunt păstori, nu sunt prorocii, nu sunt văzători, nu sunt cântăreții, noi suntem slujitori pentru o vreme, dar cel care zidește biserica lui este Isus Hristos. Măriți să fie El! Pentru că nevinovatul a murit ca și vinovat. A fost condamnat la moarte fiind considerat vinovat. Ca toți cei pentru care moare să devină proprietatea lui. Maleahi, capitolul 7, capitolul 3, versetul 17 și 18 spune Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc. Eu avea milă de ei cum ară milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea atunci deosebirea în cel ce îl slujește pe Dumnezeu și între cei ce nu îl slujesc pe Dumnezeu. Și Isaia, capitolul 44, versetul 5, spune unul va zice, eu sunt al Domnului. Altul se va scrie cu mâna lui. Al Domnului sunt. Tu ce ai scris? Tu ce scrii astăzi? E ziua când să ne rededicăm planului și voi lui Dumnezeu. E ziua când stăm la masa Domnului să avem părtășie cu Domnul și El cu noi. E ziua în care să-i spunem încă o dată Domnului, mulțumim pentru jerfă, mulțumim pentru suferință, mulțumim și îl strigăm din toată inima dacă s-ar prăbuși pământul, dacă mi s-ar desface carnea, vorba lui Iov, dacă ar fi nenorociri sau necazuri peste puterile mele, eu rămân al Domnului. Eu rămân al Domnului. Eu sunt scris pe numele Lui și am scris asta cu mâna mea și am acceptat-o și am venit la papotezul și am spus, sunt al Domnului. Nu pentru o zi, nu pentru o săptămână, pentru toată viața. Pentru că al Domnului vreau să fiu și pentru veșnicie. Nevinovatul condamna la moarte. Ca cei pentru care va muri să devină proprietatea lui. Efeseni capitolul 2, versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei. Ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni, din casa Lui Dumnezeu. Să-L prinzi de mână pe cel de lângă tine. Haideți să faceți lucrul acesta. Pune mâna pe cel de lângă tine și spune, ești om din casa Lui Dumnezeu. Ești cetățean împreună cu sfinții. Tu ești special. Tu ești specială. Voi suntem special, oameni buni. Nu că avem embleme, nu că suntem aparținători, suntem aparțilători cerului, suntem oameni din casa lui Dumnezeu. Nu uita asta! Nu trăi ca unul care nu ești, care nu aparții. Nu trăi ca unul care ești din lumea aceasta, care aparții acestui sistem. Nu! Trăiește ca unul care, care ești de dincolo, și cartea evreilor la capitolul 11, la un moment dat spunea, ei mărturiseau că sunt străini și călători pe pământ. Prin ce? Prin trăirea lor. Ei erau special. Cel care a murit pentru tine, a murit, a înviat, este viul vecii vecilor. Este Isus Hristos, este la dreapta Tatălui, este prezent în adunare, prin Duhul Sfânt în această zi. Și el în această zi spune, a murit ca să te am pentru veșnicie. Ca să fie al meu pentru totdeauna. Pe tine scrie numele meu, pe tine scrie numele meu, pe tine scrie numele Iisus Hristos. Tu ești al Domnului. Cetățean împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și în Filipen, capitolul 2, versetul 21, 20, 20, 21 spune Dar cetățenia noastră, Filipen, capitolul 3, scuzați, dar cetățenia noastră este în cerul. Tu ai un pașaport. El este invizibil, dar există. Și pe pașaportul tău scrie cetățean al cerului. Cetățean al cerului. Fiul al Dumnezeului Celui Sfânt. Mă auzi? Tu ai pașaportul ăsta. Tu ai cetățenia asta. Și asta nu se expiră la 5 ani. Și asta nu se expiră la 6 Asta e pentru totdeauna. Cetățean împreună cu sfinții. Fiu al Dumnezeului Celui Sfânt. Sunteți bucuroși? Sunteți bucuroși? Oameni buni. Cetățeni împreună cu sfinții. Nu ne-a costat nimic. N-am stat prin catacombe, n-a trebuit să suferim. Nu, nu știm ce va fi. Pentru noi a suferit Iisus Hristos. Ne-a trecut pe numele lui. Suntem oameni din casa lui Dumnezeu. Așadar, cetățenia noastră este în ceruri. De unde și așteptăm ca mântuitor? Pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite Și va face asemenea trupului slavei sale. Prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile. Și să spunem încă o dată: slăvit să fie Domnul Isus slăviți să fie Domnul Isus. Oameni buni, nu umblați cu capul în pământ, nu blați prământați și speriați, nici de război, nici de norocim, nici de vești. Voi sunteți oameni din casa lui Dumnezeu. Noi suntem oameni din casa lui Dumnezeu. Vă aparțineți cerului, ne aparținem cerului. Suntem pe numele lui Isus Hristos. Și cred că cu gândul acesta cu convingerea aceasta, cu certitudinea aceasta, mergeau frații mei și frații voștri, surorile mele și soarele voastre, în arenele romane. Unii dintre ei să fie sfârșia de fiare, alții dintre ei să fie arși pe rug, alții să fie tăiați în două cu fierăstrăul, alții să primecească prin pustie, flămânzi, în frig, ei de care lumea nu era vrednică. Au suferit jocuri, bătăi, închisoare, necaz și durere. Dar au știut un lucru. Eu sunt cetățean al cerului. Eu aparțin unei alte lumi. Pentru mine, pământul acesta este o perioadă care trece, dar cerul este veșnic, unde mă așteaptă Isus Hristos. Unde mă așteaptă Cel care a fost nevinovat, dar acceptat să fie vinovat. Măriți să fie în numele Lui. Nevinovatul condamnat la moarte. Nu datorită unei erori în justiție, ci datorită unui plan prestabilit în înălțime, în știința și preaștiința lui Dumnezeu. Nevinovatul condamnat la moarte pentru că vinovații nu aveau nicio soluție. El era și este singura soluție. Era o posibilitatea să se salveze. Hristos este singura soluție a salvării. Nevinovatul condamna la moarte pentru că motivul fundamental acestei decizii a fost dragostea lui Dumnezeu. Domnul care a avut milă de mine, de voi, de dumneavoastră și de o lume întreagă. Și nevinovatul condamna la moarte pentru că cei pentru care a acceptat și a asumat să fie vinovat, să devină proprietatea Lui. Mor pentru ei, ca ei să fie ai mei. Și să fie ai mei pentru totdeauna. Și pentru veșnicie. Lăudat să fie Domnul. Iisus a fost nevinovat. Iisus a murit nevinovat dar a luat vinovăția mea, a ta, a noastră, a întregii lume. Și am devenit și noi liberi, liberi, liberi. Dacă te simți apăsat în această zi, Hristos este prezent în adunare. Dacă te simți neliber în această zi, Domnul mai rupe legături străine. Sângele lui Hristos mai are putere și la rugăciunea care vom face când ne vom ruga, roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea biruință. Și să pleci din locul acesta un om liber. Nu că ai fost la Pentecostal, pentru că te-a atins Isus Hristos, pentru că te-a Dumnezeu. Și dacă te-ai te frământat, dacă ai păcătuit, dacă ai greșit, dacă în viața și în frământarea dumitale, Pentecostal, botezat fiind, l-ai supărat pe Dumnezeu. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dacă cineva a păcătuit. Avem la Tatălui Mijlocitor, Iisus Hristos. El este jertfa de ispăsire pentru păcatele noastre și numai ale noastre, ale întregii lume. Lăudați să fie nevinovatul Iisus. Lăudați să fie Domnul Iisus și glorificat să fie numele Lui, a cărui putere încă și astăzi mai ridică, mai rupe legături, mai vindecă și mai aduce biruința. Slăviți să fie Domnul!